fiecare proiect imobiliar inovator axat pe regenerare urbană. Capitala revine la viață și asta pentru că locurile abandonate din București sunt transformate datorită dezvoltatorilor care aleg să construiască aici. Mai mult, fie că vorbim despre o locuință, un spațiu comercial sau de birouri, dezvoltatorii imobiliari își propun ca aceste clădiri să fie eficiente din punct de vedere energetic și durabile din punct de vedere ecologic. Dezvoltat pe locul fostei platforme Ventilatorul, pe o suprafață impresionantă de 5,8 hectare, ansamblul se conturează ca cel mai ambițios proiect de regenerare urbană din Bucureștiul actual. Poanco Tolcem Park a fost primul proiect care a îmbinat cu adevărat, într-un mod optim, cele trei funcțiuni. Funcțiunea rezidențială, comercială și cea de birouri. Companiile caută acum, în primul rând, clădiri de birouri, spații de lucru sustenabile, cu cel mai înalt nivel de certificare, atât din punct de vedere al amprentei clădirii asupra mediului înconjurător, cât și din punct de vedere al wellness-ului. De altfel, partea de birouri a proiectului are cel mai înalt nivel de certificare verde sub standardul LEED Platinum și are și o certificare din domeniul wellness-ului. Clădirile folosesc soluții și echipamente care sunt prietenoase cu mediul. În al doilea rând, spre exemplu, la clădirile de birouri, folosim aceste standarde ale Institutului WELL, care asigură un nivel ridicat de sănătate și igienă. Am implementat încă de acum 3 ani soluțiile de Geo Exchange, care sunt niște soluții extraordinar de eficiente, care folosesc energia termică a scoarței pământului pentru a încălzi și răci clădirile și sunt folosite și implementate cu succes în momentul de față în 5 proiecte noi One United. Dezvoltarea se concentrează pe un concept unic, o abordare holistică de tipul Live, Work, Play. Peste 20.000 de metri pătrați de spații comerciale. Această zonă este împărțită în 3 galerii. O galerie care adună la același loc o serie de operatori din zona de food. În momentul de față avem 14 concepte diferite care deja funcționează în cadrul proiectului. O a doua galerie concentrată pe servicii și facilități. Am avut noroc și am atras companii din toate sectoarele economice. De la zona de IT, unde avem o reprezentare destul de puternică, companii de software, dar și companii care fac altfel de servicii. Dezvoltarea unui astfel de ansamblu are beneficii și pentru ceilalți locuitori din cartier. Impactul asupra cartierului, în primul rând, este extraordinar de benefic. În sensul că, în primul rând, valorile proprietăților vecine cresc. În al doilea rând, se eficientizează foarte mult anumite fluxuri de trafic. Se creează noi căi de acces către mijloacele de transport în comun. Se adaugă facilități, inclusiv facilități educaționale și sportive, care până atunci nu existau în zonă. Proiectul reprezintă și un exemplu de transformare urbană în care o investiție privată substanțială completează o investiție publică. Noua linie de metrou care face legătura între cartierele Militar și drumul Taberei cu zona de centru, fiind una dintre cele mai importante.